Taro Leneșul. În satul Atarașinogo din județul Tsukama, unul dintre cele 10 județe ale provinciei Shinano, care se află la cel mai depărtat hotar al regiunii Tosando, trăia cândva un om ciudat pe nume Monogusa Taro Higigatsu. Monogusa Taro nu înseamnă altceva decât Taro Leneșul. Porecla era îndreptățită, căci într-adevăr pe meleagurile acelea nu se mai pomenise un leneș atât de înrăit. Dar la ceva tot era bun Taro Leneșul. Se pricepea ca nimeni altul să înalțe cu închipuirea case minunate. În jurul casei, își zicea Taro, aș ridica o îngrăditură de pământ cu 4 laturi și cu 3 porți. A săpa lacuri și în partea de răsărit și în cea de apus și în cea de miază noapte și în cea de miază zi, ca să se vadă de pretutindeni. În mijlocul lor aș face niște ostroape pe care le-a sădi cu pin și criptomeri, iar lacurile le-aș uni între ele prin punți arcuite. I-aș pune pe cioplitori în lemn să împodobească frumos parapetele, acareturile le-aș face lungi de 12 cheni, iar trecerile acoperite de 9 chenii. Aș clădi chioșcuri pentru pescuit sau doar așa, pentru odihnă. Aș sădi livezi de prun și de paulonii, iar fiecare livadă aș înconjura-o cu un gard viu de bambus. Aș semăna peste tot flori de cele mai rare soiuri. Casa cea mare aș vrea să fie lată de 12 chenii și aș acoperi-o cu coajă de chiparos, iar tavanul l-aș căptuși cu brocard scump. Căpriorii acoperișului și cei de la streașină i-aș întări cu scoabe de argint suflat cu aur. Perdelele aș porunci să fie cusute cu mărgăritare și nestemate. Toate clădirile până la cel mai neînsemnat grajd ar fi, cum nu se poate, mai mărețe și mai încăpătoare. Da, o asemenea casă aș vrea eu să înalț. Însă nici pomeneală de un asemenea palat mândru. Bietul Taro nu fusese în stare măcar să înșghebe o locuință cât de cât omenească, înfipsese în pământ 4 prăjini de bambus pe care era întinsă o rogojină găurită în chip de acoperiș. Sălașul acesta prăpădit nu l-apăra pe Taro Leneșul nici de ploaie, nici de dogoarea soarelui. Pielea de pe mâini și de pe picioare îi crăpase și se cojise, coatele îi se acoperiseră de murdărie ca de mușchi, păduchii și purecii îl pișcau fără milă. E greu să scapi de calicie, ca să faci negoț ai nevoie de bani, ca să te apuci de un meșteșug, oarecare trebuie mai întâi să-l înveți, așa încât nu-i rămăsese altceva decât să stea tolănit acolo pe pământ. Zăcea Taro câte 4-5 zile în șir, fără să se clintească de jos, fără să bage nimic în gură. Din când în când, câte cineva își mai făcea pomană cu el. Astfel, odată, un om milostiv îi dărui 5 turtițe de orez rămase de la o nuntă. Ia decolea, sărace, tare flământre să mai fii. Rare ori îi pica asemenea pleașcă. Taro înfulecă la repezeală 4 turtițe, iar pe a 5 au puse deoparte, zicându-și, dacă o păstrez, măcar știu că nu voi pieri de foame atât de curând, dacă o mănânc, pierd orice nădejde. Se uită lung și cu duioșie la turtița lui, gândindu-se ca un om chipzuit. Da, da, am să o păstrez până ce mi se va dărui alta. Când a țipea o băga în sân, să nu-i o fure cineva. Apoi o scotea de acolo, o mirosea, o lingea, iar uneori și-o punea pe cap ca o podoabă. Dar tot punându-și-o el pe cap, turtița i-a căzut și până să apuce să o prindă, se rostogoli tocmai în mijlocul drumului. Taro se uită după ea cu o privire tristă, întrebându-se, să mă scol oare și să mă duc să o iau? Vai, grozav mie de lene, lasă, odată și odată, tot trebuie să treacă cineva pe aici. O să rog pe omul acela să-mi o aducă. Prevăzător își luă lângă sine un băț lung de bambus ca să alunge câinii pribegi. Așteptă el astfel 3 zile încheiate, dar ca un făcut nimeni nu se arăta pe drum. În cele din urmă tot se-i vii cineva, dar nu un drumeț oarecare, ci însuși bogatul stăpân al moșilor din partea locului, nobilul Atarashino Nobuyori, care avea rangul de dregător al departamentului pazei porților de la curte.
Atarașino plecase la vânătoare cu șoim și luase cu sine pe lângă oștenii de pază numai puțin de o jumătate de sută de hăitași. Văzându-l pe măritul dregător, Taro săltă alene strigând către el: "Hei, ascultă, om bun, vezi că acolo în mijlocul drumului e o turtiță de orez. Ridic-o, rogu-te, și adu-mi-o." Dar nimeni nu-i lua în seamă vorbele. "Mai ce puturoșenie," îl zise Taro supărat. "Cum de e în stare ăsta să cârmuiască pământul atât de întinse, dacă îi se pare greu să se dea jos de pe cal și să ridice o beată turtiță? Și eu care credeam că sunt cel mai mare leneș din lume." Apoi început să strige plin de obidă: "Vai, om fără milă și fără rușine, stăpânul moșiei era o fire aprigă, prins de mânie, oprind numai decât calul. Ce tot bombănești acolo, nătărăule? Nu cumva tu vei fi în Taro leneșul cel vestit pretutindeni? Firește că eu sunt, parcă mai e vreunul să-mi semene? Ia spune, cum de izbutești tu să faci umbră pământului? Ia ca așa, când oamenii mă miluiesc cu ceva, atunci mănânc pe săturate. Când nu, zac aici flământ câte 4-5 zile, dar mi s-a întâmplat să rap și 10 în cap." "Vai de tine, Taro! Uite, o să mă străduiesc să te ajut, dar nu degeaba se spune că dacă doi oameni s-au întâlnit undeva și au băut din același pârâu, la umbra acelea sălcii, acesta nu e un lucru întâmplător. Înseamnă că drumurile lor le-au împletit puternicele karme într-o altă viață. Lumea e mare și dacă s-a nimerit să dau tocmai de tine, se vede că așa a fost hotărât dinainte. Dar ea spune, de ce nu vrei să muncești? Lucrează și tu pământul, ca toți ceilalți." "N-am pământ." "O să-ți dau eu, frumusețe de ogor. Nu-mi place să dau cu sapa, știi că sunt leneș." "Atunci poftim, apucă-te de negustorie." "Păi n-am nicio para." "Nu-i nimic, îți dau eu banii trebuitori." "Mare scofală, tot nu mă pricep să vând și să cumpăr. Negustoria e o treabă grea care nu se învață lesne." "Cum de se nascoare pe lume asemenea făpturi?" strigă moșierul scos din sărite. "Rămâi sănătos, Taro, văd eu că nu-i nicio nădejde cu tine." Ajuns la conac, Atarașino luă condeiul și călimara, apoi scrise o poruncă strașnică pe care slujitorii o făcură cunoscută pretutindeni: "De astăzi înainte, prin grija și străduința tuturor, lui Taro Leneșul îi se vor da de două ori pe zi câte 3 măsuri de orez și o cană cu vin. Cel ce va cuteza să-mi încalce porunca va fi alungat de pe pământurile mele." "Prea adevărată e zica la porunca stăpânului, voia nebunului. De silă, de milă, bieții săteni s-au pomenit dator să-l hrănească de atunci încolo pe Taro Leneșul din agoniseala lor." Astfel au trecut 2 ani. În al 3-lea an, primăvara, guvernatorul acelei provincii a dat în științare că din satul Atarașinogo trebuie trimis în capitală, la Kyoto, un slujitor pe termen lung. Țăranii s-au stâns îndată să se sfătuiască. Una ca asta nu mai pomeniseră. Nu înțelegeau nici cum despre ce fel de slujitor e vorba și habar n-aveau pe cine să trimită. Se văicăreau cu toții de năpasta ce le căzuse pe cap când unul spuse într-o doară: "Ce-ar fi să-l trimitem pe Taro Leneșul?" "Ha, taci că ai nimerit-o," săriră ceilalți cu gura. "Vino-ți în fire, omule, Taro nu s-a învrednicit să se ridice, să-și adune turta din drum, cum o să se ducă până la Kyoto?" Dar un alt stătean zise îngândurat: "La urma urmei, dacă îl trimitem pe milogul acela, e numai spre binele lui. Poate se căpătuiește și el pe acolo. Haideți să vorbim cu el. Poate se va lăsa înduplecat." Se adunară cei mai bătrâni și mai înțelepți oameni din sat și merseră la sălașul lui Taro. "Prietene," zise căpetenia, "trebuie să ne dai o mână de ajutor. Avem de descurcat o treabă foarte însemnată." "Dar ce s-a întâmplat?" întrebă Taro. "Ni s-a cerut să trimitem la Kyoto un slujitor pe termen lung." "Lung?" se minună Taro. "Pe semne unul înalt, de câțiva hiro." "Cam greu de găsit un asemenea uriaș." "Da, de unde, nici vorbă de uriaș.
Trebuie să alegem dintre sătenii noștri un om de nădejde care să meargă în capitală pentru mai multă vreme. Asta înseamnă slujitor pe termen lung. Fii înțelegător, Taro. Noi te-am hrănit 3 ani încheiați. Acum e rândul tău să slujești pentru noi. Ahaha, râse Taro. Nu din bunătatea inimii voastre m-ați hrănit, ci din porunca stăpânului. Nu mă duc la Kyoto. Atunci un țăran mai vârstnic și mai șiret întoarse vorba astfel. Află, prietene, că mai întâi și mai întâi ne-am gândit la fericirea ta. Prea bine știi cu câtă dragoste se leagă bărbatul de nevastă, care la rândul ei dăruiește inima pentru totdeauna. Plăcut e oare traiul tău de unul singur în acest sălaș întristat? Oare nu vrei să-ți găsești și tu o soție după pofta inimii? Se spune că bărbatul se bucură cu adevărat în viață numai de 3 ori, când sărbătorește ritualul Genpuku, când își aduce în casă tânăra soție și când este pentru prima oară înălțat în slujbă. Dar și mai adâncă e bucuria lui când pornește pe un dinam la capătul căruia l-așteaptă sorocul. Să știi că locuitorii din Kyoto sunt mult mai simțitori și mai gingași în iubire decât noi, niște bieți plugari. Femei frumoase se unesc din dragoste cu bărbați fără niciun rang, ascultând numai de imboldul inimii. Îndrăgostiții se socotesc unul pe altul, drept soț și soție, așa e obiceiul pe acolo. Cine știe, poate îți vei afla și tu o prietenă, o iubită frumoasă și plină de farmec, căreia să-i dăruiești inima. Vorbele bătrânului merseseră drept la țintă. Asta ar fi grozav de bine, zise Taro. Trimiteți-mă cât mai repede la Kyoto. Plin de bucurie, țăranii puseră mână de la mână, adunară niște bani și îl pregătiră de drum. Taro Leneșul porni pe calea ce străbate munții de răsărit, prin ea mașina înspre Kyoto. De asta dată nu-i mai dădea mână să se lenevească, mergea întins de dimineața până seara, iar peste noapte dormea pe la câte un han. În cea de-a 7-a zi intră în Kyoto și nu se opri decât la poarta mărețului Palat ai Danagonului. Sunt slujitorul pe termen lung din provincia Shinano și m-am înfățișat la porunca stăpânului. Slugile începură să râdă de el, arătându-l cu degetul. Ia uitați-vă ce chip tuciuriu are, vai, cât e de murdar și de zdrențăros, o adevărată sperietoare. Auzind toate acestea, Dainagonul clătină din cap dojenitor. De ce râdeți? Nu e vina lui că are o înfățișare atât de neplăcută. Eu am nevoie de un slujitor cinstit, atâta tot. Tot căscând gura pe aici pe colo, Taro se încredința că orașul Kyoto e cu adevărat strălucitor și nu seamănă într-un nimic cu ținutul său de baștină. Muntele de răsărit, muntele de apus, palatul împărătesc, tot felul de temple și pagode, care, mai de care, mai minunate, te îmbiau să le privești. Aici n-avea cum să ți se urască, n-aveai cum să le nevești, fiindcă mereu îți fermeca ochiul câte o priveliște nouă. Așa se face că, plecându-i tare mult, în loc de 3 luni, rămase în slujbă 7 luni încheiate. Niciun slujitor nu-l întrecea în hărnicie. În cele din urmă veni totuși vremea să se întoarcă pe meleagurile lui. Mersea bătut la casa unde închiriase și el un colțișor și începu să cugete cu glas tare. Când mă pregăteam să pornesc încoace spre capitală, sătenii mi-au făgăduit marea cu sarea, spunându-mi că voi afla negreșit aici o soție după pofta inimii, dar iată că tot singur trebuie să fac calea întoarsă. Vai, cât de întristată mi-e inima! Ce-ar fi să-mi caut totuși o prietenă? Zi și făcut, se înfățișă plin de cuvință la stăpânul casei. A sosit vremea să mă întorc în satul meu, dar nu-l mai îndur. Nu vreau să plec de unul singur. N-ați bine voi dumneavoastră să-mi găsiți o soție? Omul început să râdă. Dar cine crezi că va primi să ia de bărbat pe unul ca tine? Răutatea și josnicia îl mâhneau și îl înfâriau peste măsură, dar dacă descoperea pe chipul cuiva pe cetea senină și înțeleaptă a bunătății, amărăciunea ei se topea ca prin farmec. Iată ce tainic e plămădită făptura omenească. Până și în inima unui leneș se pot ascunde cele mai rare însușiri.
Toate acestea s-au întâmplat de mult în vremea domniei împăratului Mondoku, iar cel ce va citi această poveste în fiecare zi, istorisind-o și altora, fie el binecuvântat cu toată fericirea și cu toate bogățiile pământului, zeii coboare asupra-i raza bucuriei veșnice.